toamnă am semănat 130 de hectare de greu de toamnă. Astăzi strângem roada. Practic, probleme la prelucrare și careva întrebări n-avem. După 5 ani de interdicție, noi am redobândit accesul de prelucrare a terenurilor agricole de după traseul Râmnița-Tiraspol, ceea ce este un lucru bun pentru toți agenții economici din raionul Dubasari. Back in 2006, the OEC mission mediated an agreement between the sides that allowed the Moldovan farmers to cultivate their lands on Transnistrian-controlled territory east of the highway. Unfortunately, this agreement broke apart in 2012. In autumn 2017, Chisinau and Tiraspol agreed, thanks also to our efforts, to re-establish the 2006 mechanism. This new agreement gives the farmers certainty, at least for the next 20 years. This issue is one of the 8 priorities identified by the sides to build confidence and to solve the problems faced by people from both banks. Au fost eliberate pe 20 de ani și practic liber lucrăm. Avem contracte cu oameni, prelungim mai departe, facem contracte, pământurile se prelucrează. La momentul de față, probleme grave nu avem. Trecem cu tehnica, trecem cu tot ce ne trebuiește. Necătând la toate problemele care le avem, avem bucurie de accesul acesta. Sperăm că în viitor vom prelucra, vom căpăta rezultate bune și vom merge înainte cu roade mari. Suntem mulțumiți că s-a rezolvat problema. Avem planuri de a ne extinde, de a mări, nu cu mult, dar măcar cu 100 de hectare, să mărim cantitatea de hectare de prelucrate. Sperăm că să lucrăm liniștit, ca și toată lumea. Pentru noi, ca fermieri, lucrurile se mișcă într-o direcție pozitivă.